Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru vineri 19 februarie. După cum v-am obișnuit, de fiecare dată când soarele schimbă zodia și eu schimb setul de cărți de tarot pe care îl folosesc la etalările zilnice și pentru perioada în care soarele va tranzita zodia peștilor, am ales acest set de tarot, The Mystical Dream Tarot, tarotul viselor mistice. Pentru că ce alt set de cărți putea să fie mai potrivit pentru zodia care guvernează casa a 12-a, subconștientul nostru, lumea noastră interioară și tărâmul viselor. Hai să vedem care sunt energiile care se iasă pentru această zi, prima zi în care soarele este complet în zodia peștilor. Pe dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Bineînțeles, trebuia să iasă arcana majoră luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor. Foarte frumos! Hai să le luăm acum pas cu pas. Pe partea de dragoste avem 5-ul de cupe, o carte care ne arată că o să iasă la iveală noi informații. Informații care poate să vă aducă foarte multă fericire sau pot să vă arunce în hăul tristeții. Depinde de situația particulară a fiecăruia. Orice informație o să iasă la iveală astăzi o să fie destul de greu de digerat, nu o să fie ușor de procesat. O să aibă un impact emoțional foarte puternic asupra voastră. Și aici vorbesc strict de intensitate, nu neapărat dacă e bine sau rău, ci ca nivel de intensitate, ca forță a emoțiilor pe care o să le simțiți azi, o să fie pe o scară de 1 la 100, undeva pe la 150. Trăiri emoționale foarte intense. Pentru o parte dintre voi o să fie niște trăiri emoționale foarte intense negative, pentru că o să aflați ceva ce vă deranjează, o să aflați ceva ce vă schimbă complet percepția asupra voastră, asupra relației voastre, asupra partenerului vostru și va trebui să analizați foarte atent, atât cu inima cât și cu mintea, această situație ca să puteți să luați o decizie informată. Pentru o altă parte dintre voi, s-ar putea să aveți niște trăiri emoționale foarte intense, foarte plăcute, să vă găsiți sufletul pereche, să vă logodiți, să vă căsătoriți, să aflați că o să aveți un copil, ceva foarte frumos, foarte intens, foarte puternic pentru voi. Indiferent de care parte a cupei vă aflați, pe partea fericirii sau pe partea nefericirii, este important să știți că acesta este un punct de cotitură, este un punct foarte important în relația voastră, fie că sunteți singuri, fie că sunteți cu cineva. Revelațiile acestei zile vor fi foarte importante pentru voi și cu cât reușiți să le digerați mai rapid, cu cât reușiți să le procesați mai rapid, o să puteți să treceți la următoarea etapă. O să puteți să evoluați, să creșteți, să obțineți tot ceea ce vă doriți. Dacă astăzi destinul vă aruncă în față niște informații care vă obligă să renunțați la relația voastră actuală, să renunțați la actualul partener, e important să știți că asta e pentru binele vostru, pentru că mai încolo, pe drumul vieții voastre, vă așteaptă ceva mai bun. Și acum destinul vă spune să nu vă mulțumiți cu firmituri, să nu vă mulțumiți cu mai puțin decât meritați. Pentru cei care o să primiți o veste frumoasă de la aceste 5 cupe, felicitări și atunci când în viitor, sperăm în viitorul cât mai îndepărtat, viața o să vă mai arunce în cale anumite provocări, mai mici, mai mari. Nu uitați acest sentiment, amintiți-vă cum v-ați simțit azi, pentru că această emoție o să vă ajute să treceți mai ușor peste orice vă poate arunca viața în cale. Pe partea de sănătate avem Doamna Săbiilor. Vedeți că în acest set de tarot denumirile cărților sunt puțin diferite, dar în sine semnificația lor este în mare aceeași. Carte foarte interesantă aici pentru etalarea de sănătate, pentru că această Doamna Săbilor, acest arhetip al reginei de săbi, ne indică faptul că astăzi și începând de azi ar trebui să vă canalizați eforturile asupra creșterii voastre spirituale, asupra vindecării voastre spirituale, pentru că acolo se află sursa tuturor problemelor voastre fizice.
Și doar după ce veți parcurge acest traseu de iluminare, de trezire spirituală, o să puteți cu adevărat să vă vindecați și corpul fizic. Corpul fizic este doar o manifestare a trăirilor voastre interioare, a gândurilor voastre, a emoțiilor voastre și a karmei cu care veniți din vieți trecute. Dacă nu reușiți să vă debarasați de acest bagaj karmic pe care îl cărați cu voi din milenii trecute, nu prea aveți cum să schimbați manifestarea exterioară a acestor bagaje. Imaginați-vă această karmă din trecut pe care o purtați cu voi ca niște haine extrem de murdare, care miros urât și sunt vai și amar de ele. Oricât de mult ați face voi duș și v-ați parfuma și v-ați aranja, dacă în momentul în care ieșiți de la duș vă îmbrăcați tot cu aceleași haine murdare, n-aveți cum să mirosiți a trandafiri. Dacă vreți să vă vindecați odată și pentru totdeauna, trebuie să căutați sursa problemei, nu doar manifestarea acesteia, nu doar simptomele pe care problema voastră le creează în organismul vostru. Pentru cei care sunteți pregătiți să începeți acest drum, această călătorie lungă și grea, o doamnă de săbi, fie că e un medic, un terapeut, un psiholog, un astrolog, indiferent la cine vreți să apelați, această femeie foarte sigură pe ea, foarte calmă, calculată, care e mai avansată decât voi în drumul iluminării, poate să vă ajute, să vă fie ghid, să vă susțină, să vă îndrume pe această cale. Pentru cei care nu credeți foarte mult în partea asta spirituală, cu doamna de săbii, mesajul este că astăzi să aveți încredere într-o femeie, că e medic, că e asistent medical, că e farmacist, că e terapeut de orice fel, o femeie foarte înțeleaptă, care o să vă găsească tratamentul potrivit, care o să vă arate calea corectă pentru voi, dar mare atenție, nu va fi ușor. O să fie destul de complicat și va trebui să renunțați la anumite lucruri. Parte dintre voi s-ar putea să trebuiască să renunțe la niște obiceiuri, la niște vicii, la niște lucruri care acum vă dau foarte mult confort, care sunteți obișnuiți, pe care le faceți de foarte mult timp, dar dacă nu renunțați la aceste lucruri, niciun tratament de pe acest pământ nu o să vă poată ajuta să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem Luna, cartea care în tarot reprezintă zodia peștilor. Și ce frumos, în prima zi în care soarele este complet în zodia peștilor, să ne și apară această carte în etalarea de tarot. Hai să vedem ce înseamnă asta pentru finanțele voastre, pentru cariera voastră. Păi, Luna reprezintă intuiția voastră și mesajele pe care subconștientul vostru vrea să vi le transmită. Atunci când Luna apare în această etalare, pe această poziție, indică o perioadă foarte bună pentru artiști, pentru toți cei care operează în domenii creative, fie că e vorba de arte plastice, arhitectură, design, muzică, actorie, teatru, creații literare, orice implică folosirea creativității în mai mică sau mai mare măsură este foarte, foarte bine aspectată astăzi. Pentru toți ceilalți, Luna ne arată că ar fi bine să ne ascultăm intuiția, pentru că intuiția noastră nu o să ne înșele, că ar fi bine să fim atenți la visele, gândurile, deja-vurile pe care le avem în această zi, pentru că toate aceste lucruri sunt niște semnale care ne vin din lumea invizibilă, din lumea noastră interioară, din subconștientul colectiv. Și dacă suntem atenți la aceste mesaje, putem să avem parte de niște câștiguri fabuloase în partea financiară. În același timp, Luna este corpul ceresc care guvernează mareele, creșterea și scăderea fluxului, care guvernează toate corpurile de apă de pe acest pământ. Și un alt mesaj pe care ne-l transmite Luna în această etalare, în această poziție, pe partea de bani, carieră, situație financiară, este că toate lucrurile au fluxul lor, au creșteri și scăderi. Lucrurile nu se întâmplă liniar. Nicăieri în natură creșterile nu sunt liniare, evoluțiile nu sunt liniare. Există așa niște valuri, niște sinusoide pe care lucrurile evoluează în viață și la fel se întâmplă și cu cariera voastră, cu finanțele voastre. Și dacă acum sunteți într-o parte de decădere, sunteți în josul valului, în partea de jos a undei, nu disperați, pentru că mai devreme sau mai târziu o să intervină roata norocului. Norocul o să se schimbe și o să fiți din nou sus pe val. Și la fel, dacă sunteți sus pe val,
aveți grijă. Nu cheltuiți ca și când rezervele voastre financiare sunt nelimitate. Puneți bani deoparte, pentru că mai devreme sau mai târziu o să vă aflați iarăși în partea de jos a undei. Și atunci o să regretați că nu ați făcut pașii necesari acum, când lucrurile merg bine, când sunteți abundenți, când câștigați mai mult decât aveți nevoie, pentru a vă asigura rezervele pentru zile mai nefericite. În general, în afaceri este bine să fiți puțin mai sceptici astăzi, pentru că luna va avea mereu și o față care este ascunsă față de noi. Va avea tot timpul niște informații pe care noi n-avem cum să le percepem. Și atunci va trebui să aveți foarte mare grijă la lucrurile pe care alții vi le transmitați, la informațiile pe care le primiți din diverse surse, pentru că acolo s-ar putea ca nu totul să vă fie arătat, să fie anumite lucruri care vă sunt ascunse. S-ar putea să fie cu rea intenție, s-ar putea să fie pur și simplu omise. Prin urmare, aveți grijă și ascultați-vă intuiția. Asta e singura soluție atunci când luna apare aici, să vă ascultați neapărat intuiția. Pentru cei care sunteți deja foarte conectați cu partea voastră intuitivă, va fi mai ușor să faceți acest lucru. Pentru ceilalți, vă recomand să începeți acest proces de autocunoaștere. Puteți să-l faceți cum vreți voi, să țineți un jurnal al viselor, să meditați, să vă rugați mai mult, să țineți post, să practicați yoga. Variante mai simple ar fi chiar drumețiile în natură, să petreceți cât mai mult timp puteți în jurul unor ape, că sunt ele curgătoare sau că sunt lacuri, nu contează. Timpul petrecut alături de apă în natură este foarte benefic pentru a vă încărca bateriile și pentru a vă conecta cu lumea voastră interioară, cu subconștientul colectiv, cu intuiția voastră. Per total, o zi foarte frumoasă. Și înainte să finalizăm această etalare, hai să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, vă recomand să vă uitați pe canalul meu, cu siguranță o să mai găsiți și alte videouri care să vă placă, să vă dea informații frumoase și de folos pentru voi. Mesajul pentru această zi este următorul. Mă iert pentru orice greșeală. Vina niciodată nu face pe cineva să se simtă mai bine și nici nu schimbă o situație. Încetez acum să mă mai simt vinovat. Mă eliberez din acea închisoare. Un mesaj foarte frumos pentru această zi, mai ales pentru că una dintre semnificațiile zodiei peștilor, sau mai bine zis a erei peștilor din care tocmai ieșim pentru a intra în era vărsătorului, una dintre aceste semnificații este cea de vină, de culpabilitate. De aceea, în ultimii 2000 de ani, dacă ați văzut toată evoluția religioasă la nivel mondial, cel puțin în creștinism, a fost către direcția asta de mea culpa, de a face omul să își asume propriile greșeli, de a-și asuma vina pentru căderea din paradis și pentru toate bolile și problemele cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Și acest lucru a avut scopul său, pe care și l-a atins. Scopul acestor 2000 de ani în care oamenii au trebuit să învețe să-și asume vina, să-și asume responsabilitatea, să se simtă culpabil de lucrurile pe care le fac, au fost de fapt ca să ne ajute să ne asumăm responsabilitatea pentru gândurile, vorbele și faptele noastre. Dar acum începem să facem tranziția către o altă eră, către era vărsătorului, în care cu ajutorul tehnologiei, cu ajutorul minții, cu ajutorul creativității noastre, o să putem să îmbunătățim standardul de viață pentru toți oamenii de pe acest pământ și nu doar pentru oameni, și pentru celelalte viețuitoare de pe pământ, pentru planeta întreagă. Pentru că, fie că vrem sau nu să recunoaștem asta, cu toții suntem interconectați, facem parte dintr-un subconștient colectiv al acestei planete. Fie că suntem oameni și avem un nivel de raționament mai ridicat, sau că e vorba de o simplă plantă, cu toții, la un anumit nivel, pe o anumită frecvență, contribuim la conștiința acestei planete.
Și dacă nu mă credeți că și plantele au conștiința lor, căutați pe internet acel articol de săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni, în care oamenii de știință au reușit să găsească frecvența pe care spanacul, da, am zis bine, spanacul, o simplă plantă, la granița dintre buruiană și plantă, reușește să identifice substanțe toxice din sol și să transmită acest mesaj către un computer. Deci, da, ne așteaptă lucruri interesante în următorii ani, pe măsură ce pășim tot mai mult în această era vărsătorului, știința o să se dezvolte în niște direcții originale, ciudate, noi, dar vă asigur că vor fi niște direcții foarte frumoase. Țelul final va fi pentru evoluția conștiinței umane, pentru trecerea noastră la următorul nivel. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!